Festivalul care se desfășoară în perioada 24-30 august reunește turnee individuale de șah pe categorii sportive, campionat pe familii, expoziții, concurs de creații artistice, cultural, șahiste. De asemenea, pe 25 august a fost sărbătorită și Ziua Internațională a Șahului. Zeci de concurenți de toate vârstele nu au întârziat nici anul acesta să apară și fie că se află la prima ediție sau la 20-a, toți consideră acest festival o experiență extraordinară. E primul meu turneu. Și cum? Ca și experiență, așa. Cu ce părere pleci? Păi cred că o să plec cu premiu. Am mai participat acum 2 ani. O experiență de neuitat, interesantă. Ce înseamnă pentru tine șahul? Joc de gândire. Din comuna Vișina Veche, județul Olt. E prima dată când veniți aici la Roșie? Am 20 de ediții. Din 30. Și vin pe biciclete, sunt 70 de kilometri. Păi ajung mai repede cu bicicleta cu ocazii. E o pasiune, dă-mi copii. Avem concurenți foarte buni, printre care unii care au fost candidați la maestri în șah, domnul Popescu și alții. Este o ambianță foarte plăcută, foarte frumoasă, foarte utilă. Îmi place șahul, e un hobby al meu, o plăcere. Aici e foarte bine, este, nu știu câta oară pot să spun, printre care și odată am și câștigat concursul aici. Câștigătorii festivalului vor fi desemnați la sfârșitul acestei săptămâni. Pe lângă cupe și medalii acordate premianților, familiile participante vor primi titlul de dinastie sportivă.